Doamnelor, domnilor, bună ziua, urmăriți Stockman, sunt Ștefan Bășcuță. Deși suntem încă pe finalul lunii octombrie, marile magazine se pregătesc sau deja au campanii de tip Black Friday, ce ne aduce anul acesta ziua cu cele mai mari reduceri pentru români. Dar și la ce se așteaptă comercianții anul acesta, discutăm în cele ce urmează cu domnul Liviu Taloi, expert în e-commerce. Bună ziua și vă mulțumesc foarte frumos că ne sunteți alături. Bună dimineața și mulțumesc mult de invitație. Așadar, în vremuri destul de dificile pentru români, domnule Taloi, economic vorbind, cu toții vânăm reduceri, la ce să ne așteptăm anul acesta din partea comercianților? Cât de mari vor fi reducerile? Reducerile sunt mari în măsura în care comercianții au margini suficient de mari ca să poată să reducă. În general, nu știu, 10-20%, dar poate să ajungă și mai mult, pe 50%. Depinde foarte mult de produsele care sunt comercializate și de marginea de profitabilitate care o are fiecare comerciant, pentru că nu își poate permite să vândă în minus, practic. Cum au evoluat vânzările online în România și la ce se așteaptă marile lanțuri pentru luna noiembrie până la urmă? În luna noiembrie, decembrie, practic, da, aproape o treime sau cel puțin 20% din totalul vânzărilor anuale se întâmplă acum, pe final de an. Iar comerțul online în România este destul de avansat. Practic, avem o creștere foarte rapidă în rândul țărilor din Europa de Est și chiar aici, zonal, să zicem, suntem cei mai buni la acest sector. Jumătate din vânzările pe online se fac la noi în țară, vorbind sigur de țările din Europa de Est. Da, pe de altă parte, cum vor gestiona marile companii, fără să dăm nume, vă rog, fluxul mare de comenzi? Ce au învățat din anii anteriori? Ce au îmbunătățit? Știm că unele site-uri se blocau sau produsele ajungeau acasă la oameni foarte târziu. Cum va fi anul acesta? Ce va fi diferit? Cu siguranță va fi mai bine decât anul trecut. În sensul în care, de-a lungul acestor ani, în 2019 am avut cea mai mare vânzare de Black Friday. De atunci suntem într-o mică scădere. Din 2019 a scăzut vânzarea de Black Friday cu aproximativ, nu știu, 10-15% în fiecare an. Avem din ce cauză? Din cauza pandemiei? Din cauza, nu neapărat a pandemiei, cât sunt magazine care au, așa cum ziceați dumneavoastră, mai devreme, au dat drumul la campanie încă de acum. Și atunci noțiunea de Black Friday, care este, dacă mă întrebați pe mine, este pe 25 noiembrie în Statele Unite, Black Friday-ul ăla original de la mama lui, la noi va fi pe 11 noiembrie și sunt magazine care au dat drumul încă de acum la un fel de Black Friday. E, această diluare a conceptului de Black Friday duce la o oareșcare scădere. Nu ne că există apetit pentru cumpărături, lumea așteaptă, dar faptul că unii au pornit deja acum și nu se concentrează într-o singură zi sau într-un weekend, nu poate să facă să crească, să zicem. E, și atunci cifra de afaceri, de fapt, de-a lungul anilor a scăzut puțin. Mai mult, ce aș zice că este important de luat în calcul aici este problema cu banii de acasă, cu coșul zilnic, în sensul în care lumea, chiar dacă își dorește să cumpere la reducere, dacă nu are bani, atunci pune frână puțin pe cumpărători. Desigur, în ultimii ani mulți spun că Black Friday ar fi o păcăleală și am văzut de asemenea și amenzi împărțite de autorități în anii precedenți. Cum ne asigurăm că prețurile sunt într-adevăr reduse? Ce putem face noi ca și consumatori? O întrebare foarte bună, așa este, au fost amenzi de-a lungul anilor. În ultimii ani chiar mai multe decât, eu știu, acum vreo 10 ani. Ideea este că ar trebui să ne uităm la prețuri începând de acum. Să ne uităm să monitorizăm prețurile noi, personal, cei care ne dorim să cumpărăm, la produsele pe care le dorim să le achiziționăm. Și iarăși aș mai sfătui este să cumpărăm doar de la magazine de încredere. Sunt câteva mărci de încredere, nu o să dau nume acum aici, da, însă este bine să vă uitați la datele de contact ale companiei, să fie date de contact complete, corecte, să aibă datele fiscale ale companiei pe site, să aibă link-uri către asociații de profil, către ANAF, către ANPC. Deci cu cât
sau să întrebați niște prieteni eventual. Ideea este că un magazin care inspiră, cum să zic eu, care nu are datele astea corecte și complete, nu ar trebui să vă inspire prea multă încredere. Foarte scurt, mai avem la dispoziție un minut, să ne spuneți la ce categorie de produse vor fi cele mai mari reduceri și până în cât se pot întinde aceste reduceri din experiența anilor trecuți. Cum ziceam, eu, din ce știu, liderul de piață va începe Black Friday pe 11 noiembrie. Deci în acel weekend să ne așteptăm la vânzări masive între 10 și 13 noiembrie, pe undeva, pe acolo. Iar produsele care vor fi reduse, probabil cel mai des vor fi IT&C, adică laptopuri, telefoane mobile, dar și din electrocasnice, frigidere, mașini de spălat sau fashion, rochii, bluze. Eu zic că tot sectorul de e-commerce va avea de redus ceva, cosmetice, eu știu. Sunt multe magazine online care au anunțat deja că vor intra în reducere atunci, în noiembrie, și cu siguranță vorbim de aproximativ orice vă gândiți dumneavoastră. Da, mulțumim foarte frumos pentru aceste explicații, Liviu Taloi, expert în e-commerce, și vom urmări acest subiect și în momentul în care se apropie Black Friday. Mergem mai departe pentru că deja ne pregătim de iarnă și prețurile la gaze sunt tot mai mari, dar meteorologii vin cu vești ceva mai bune. Luna decembrie ne aduce temperaturi mai mari decât cele obișnuite, iar în ianuarie și februarie vremea va fi blândă, dar nu sunt excluse fenomenele meteorologice extreme. Cu detalii despre primele prognoze pentru această iarnă vine de la ANM, chiar acum în direct, Meda Andrei. Bună ziua, vă mulțumesc foarte frumos că ne sunteți alături. Bună ziua și ne v-am găsit. Așadar, cum ne va fi iarna? Ce se prevestește pentru această iarnă din primele informații pe care le aveți? Într-adevăr, sunt primele informații pe care nu prea putem să ne bazăm, pentru că nu sunt toate datele necesare pentru a face o prognoză cât mai apropiată de realitate pentru iarnă. Este adevărat, sunt niște prime estimări. Pentru zona României se anunță o iarnă în care să fie mai multe precipitații și asta în situația în care în zona Mării Mediterane va fi activă o zonă depresionară care va trimite și către noi mase de aer ceva mai umed. Iar în privința temperaturilor, acestea pot fi ceva mai ridicate, dacă vorbim de medii, mai ridicate decât cele specifice sezonului de iarnă în zona României. Și cumva asociat aceste precipitații cu temperaturile puțin mai ridicate, am putea să ne gândim că, cel puțin în zonele joase de relief, să avem destul de multe intervale în care, în loc să avem ninsoare, să fie mai spre ploaie, cel puțin în prima parte a iernii. Oricum și iarna trecută și iernile care au fost până acum în ultimii ani ne-au obișnuit în general cu o vreme mai blândă în decembrie până spre mijlocul ianuarie și apoi din a doua parte a lunii ianuarie și până spre primăvară să avem ceva zăpadă. Așadar, da, și cel puțin în capitală n-am mai avut în 2-3 ani zăpadă, dar la munte totuși, spre fericirea... Din nou, sunt estimări care spun că am putea avea o iarnă asemănătoare cu cea anului trecut, ca cea din ultimii 2 ani. Anul trecut, dacă ne ținem bine minte, a fost mai multă zăpadă la munte. Da. Așa că, dacă va semăna acest an cu cel de anul trecut, am putea să avem în zona de munte ceva mai mult ninsoare, în zonele de-astea limitrofe zonei montane, iar în zonele mai joase să fie mai spre Lapoviță. Și dacă, cel puțin în partea de sud a țării, apare ninsoarea, să treacă foarte repede, pentru că vor alterna intervalele cu temperaturi scăzute cu cele cu temperaturi ceva mai ridicate. Asta nu înseamnă că nu sunt condiții să avem viscole, că nu sunt condiții să avem nopți geroase. Este specific României și în toate iernile am avut așa ceva, doar că de la o iarnă la alta acestea par să fie tot mai rare. Da, mulțumim pentru aceste informații extrem de interesante de la ANM, așadar s-ar putea să avem o iarnă mai blândă, ne spun reprezentanții Administrației pentru Meteorologie. Doamnelor, domnilor, și pentru că sezonul de iarnă este anotimpul preferat de cei care iubesc schiul, discutăm cu Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT, despre destinațiile de top din țara noastră, dar și din străinătate pentru lunile care urmează. Așadar, Traian Bădulescu în legătură directă prin Skype cu noi. Domnule Bădulescu, vă salut, mulțumesc pentru prezență. Vă salut și eu, bine v-am regăsit cu mare drag.
Așadar, iată, o iarnă destul de blândă, dar totuși am putea să avem zăpadă la munte. Unde mergem să schiem anul acesta în România și ce aleg românii până la urmă pentru iarna aceasta? Vor rămâne în România sau vor merge și peste hotare, trecând peste 2 ani de pandemie în care cei mai mulți au rămas în țară? Vor și merge peste hotare, dar majoritatea, e o tradiție, își petrec sărbătorile în România. În general, an de an, avem undeva la 150-200 de mii de români care își petrec sărbătorile de iarnă, Crăciunul și mai ales Revelionul în România, și undeva la 50-100 de mii, depinde de an, care își petrec sărbătorile în alte țări. Dar se știe că la noi nu e nicăieri. În România chiar știm să petrecem și mulți vor Revelionul totuși în România datorită atmosferei până la urmă. Care sunt destinațiile din România unde merită să mergem să schiem, unde avem cele mai bune condiții până la urmă? Care sunt aceste stațiuni care au evoluat în timp? În primul și în primul rând avem stațiunile montane. E normal să fie cele mai căutate de sărbători și aici vorbim de Valea Prahovei, pornind de la Sinaia, Bușteni, Predeal, mai ales, care are de obicei un grad de ocupare spre 100% de sărbători, Poiana, Brașov, apoi, dar nu numai, sunt și alte stațiuni în țară, precum Slănic, Moldova, Vatra Dornei, în nordul Moldovei, Bucovina, sau, de exemplu, Borșa, Maramureș, apoi mai la vest, Păltiniș, lângă Sibiu, Semenic, și toate aceste stațiuni se dezvoltă în ultimii ani. Românii își doresc foarte mult să-și petreacă sărbătorile la munte, pentru că, normal, acolo au șanse și de a prinde o vreme de iarnă cu zăpadă. Și de sărbători, parcă chiar e frumos totuși să avem și zăpadă. Dacă vorbim de prețuri, pentru că toate s-au scumpit în ultima perioadă și toată lumea se plânge de aceste prețuri, la ce să ne așteptăm ca nivel de costuri pentru vacanța de iarnă din acest an? Prețurile în România e o percepție, eu zic, un pic greșită, că sunt foarte mari. De exemplu, în stațiunile montane, în perioada sărbătorilor, sau, haideți să spunem, în perioada sezonului de iarnă, o cazare poate să înceapă de la 250-300 de lei pe noapte camera, prețuri imbatabile față de țările mai vestice. Doar în Bulgaria mai sunt prețuri mici, să spunem, pentru buzunarul românului. De sărbători, de exemplu, prețurile variază de cuplu, să spunem, pentru o cameră, undeva între 500-600 de euro pentru două nopți de cazare și ajung la 2000-2500 de euro pentru patru nopți de cazare, dar vorbim de anumite hoteluri de 4-5 stele, unde avem și spectacol cu artiști cunoscuți de Revelion, avem servicii aproape ori inclusiv, oricum majoritatea meselor sunt incluse și multe alte surprize. Aș face o comparație. În Austria, de exemplu, foarte greu găsești un pachet turistic în timpul iernii sub 1000-1500 de euro de cuplu. Normal, este Austria și e o destinație excelentă. Până la urmă, principala destinație externă de iarna românilor, dacă vorbim și de extern, este Austria, da. Clar. Pentru că este cam principala țară a Europei pe partea de sporturi de iarnă și de turism montan. Dar și România are oferte atractive. Normal că de Revelion nu poți să stai cu 200 de euro, pentru că sunt costuri foarte mari. Dar sunt pentru toate buzunarele prețurile. Pe de altă parte, așa cum deja menționați, Austria rămâne în continuare o destinație de top de schi pentru români. Ce alte țări, către ce alte țări se orientează românii? Mai merg și în Bulgaria la... Da, în primul rând, datorită tarifelor decente și datorită proximității, românii merg pe lângă România în Bulgaria și acolo sunt tarife foarte bune. În România e un plus petrecerea de Revelion, pentru că sunt artiști cunoscuți în general la hotelurile de top, cel puțin, unde da, plătești ceva mai mult, dar nimeni nu te obligă până la urmă. Poți să stai într-o stațiune balneară și cu 600 de euro, să spunem, câteva nopți de cazare. Apoi avem destinații de top mai scumpe, este drept, dar căutate, precum Italia, nordul Italiei, sunt multe stațiuni, precum Cortina d'Ampezzo, foarte căutate, avem Elveția și Franța. În Franța sunt stațiuni foarte cunoscute, precum Le Menuir, Val Thorens, și românii cu un buget ceva mai mare, în Franța vorbim de la 2000 de euro în sus de familie, evident, fără transport, dar... După cum spuneam, sunt absolut pentru toate bugetele. Sunt însă, sunt însă și români, domnule Vădulescu, care vor să trăiască
Anotimp de vară, în timpul iernii, și aleg destinațiile exotice. Care dintre destinațiile exotice mai este la modă, trebuie să spunem așa? În primul rând, destinațiile exotice au revenit la modă chiar în timpul pandemiei, dacă ne amintim bine. Agențiile de turism chiar au pornit curse charter către anumite destinații și continuă curse charter către Zanzibar, care aparține de Tanzania, către Republica Dominicană, Punta Cana, și către Maldive. Dar pe lângă acestea, o veste bună e că s-a deschis Extremul Orient. Știm bine că în Extremul Orient au fost cele mai mari restricții și practic multe țări au fost închise pentru turiști, s-au deschis de-abia în ultimele luni. Thailanda a revenit în forță pentru români pentru că este o destinație accesibilă ca preț, doar zborul ce costă, dar din timp, dacă îți rezervi, poți să găsești zbor și pe destinații precum Thailanda cu 300, 400, 500 de euro dus întors, dacă rezervi cu mai multe luni de zile înainte. Bali are o destinație, Japonia s-a redeschis acum o săptămână turiștilor din toată lumea, iar în cealaltă parte, dacă privim spre vest, Mexicul este o destinație care crește din ce în ce mai mult în acest an. Sunt stațiuni cunoscute, precum Cancun, turiștii pot face circuite culturale pe urmele astecilor, de exemplu, și este o destinație interesantă până la urmă. Da, mulțumim mult, Traian Bădulescu, pentru aceste precizări și aceste sfaturi, doamnelor, domnilor. Mergem mai departe și continuăm cu un alt subiect. Simona Halep trece printr-un moment de șoc după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat și a fost suspendată provizoriu din tenis. Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a declarat că va începe cea mai grea luptă din cariera ei, cea pentru adevăr. Noul staff al Simonei se pare că nu a mai colaborat cu Agenția Națională Antidoping. Șefa ANAD a declarat pentru B1 TV că medicii Simonei obișnuiau să ceară referințele despre toate suplimentele alimentare folosite de jucătoarea noastră. Acest lucru însă nu s-a mai întâmplat în momentul în care Simona a început să colaboreze cu Patrick Muratoglu. Urmărim declarațiile și revenim. Trebuie să-și aduc aminte ce medicamente a folosit, unde le-a folosit, cine le-a prescris, cu cine le-a verificat sau dacă le-a verificat, pentru că sunt foarte multe posibilități și surse de informare. A fost o perioadă când Simona se interesa, prin stafful tehnic pe care l-avea, se interesa despre suplimentele sau medicamentele pe care le folosea înainte să le folosească, ne întreba de statutul lor. Probabil că în ultima perioadă a identificat alte persoane, alte resurse pe care să le consulte. Specialiștii susțin că este puțin probabil ca pastilele de Redoxon să fi fost luate accidental de Simona Halep. În cazul în care nu va reuși să-și demonstreze nevinovăția, sportiva noastră ar putea să-și încheie cariera. Este un medicament care induce o secreție endogenă de eritropoietină. Eritropoietina este un se produce o creștere a secreției de eritropoietină, care eritropoietina duce la creșterea nivelului sau secreției de celule roșii, care celulele roșii absorb oxigen, mai multe molecule de oxigen. Și atunci capacitatea sau rezistența la efort este mult mai mare. Sancțiunea este de 4 ani de suspendare din activitatea sportivă și vorbim de activitate din orice calitate. Agenția Națională Antidoping fusese notificată de o săptămână în legătură cu testul pozitiv al Simonei, însă a fost nevoită să aștepte anunțul oficial. Din păcate, pentru această substanță care este considerată nespecifică, se impune o suspendare provizorie obligatorie și o altă procedură care urmează de audiere, pași care îi sunt descriși Simonei în notificările pe care le-a primit de la Federația Internațională. Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping, a explicat în ce condiții poate scăpa Halep de suspendare. Pentru demonstrarea lipsei și pentru demonstrarea vinovăției și neglijenței semnificative trebuie să facă dovada de unde a luat, cum a luat, cine i-a dat și atunci se poate reduce perioada de suspendare, însă vorbim de o sportivă de mare performanță. Trebuia să fie foarte atentă la medicația pe care i-o administrează, dacă i-a administrat cineva undeva într-un cadru medical
sau dacă i-a prescris cineva un tratament, trebuia să verifice. O reacție a venit și din partea ministrului sportului, care a declarat că Ministerul Sportului susține prin politicile și valorile promovate sportul de performanță bazat pe spiritul fair play și corectitudine. Suntem alături de Simona și sperăm să se clarifice cât mai curând această situație, a notat Eduard Novak. Jurnalistul sportiv fanatic Marian Popovici alături de noi vom comenta această informație. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu. Așadar, iată și președintele interimar al Federației Române de Tenis, George Cosacă, spune că în cazul în care se confirmă dopajul Simonei Halep, cu siguranță că medicii din jurul său ar trebui să răspundă, dar până la anunțarea unui verdict final, fostul numărul 1 mondial primește susțineri din toate părțile. Cum comentați așadar ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore pentru Simona? Parcă este un coșmar. Este un coșmar și, cum a scris și ea, este șocul vieții ei, pentru că nu și-a imaginat vreodată că va avea probleme de dopaj și, ca să fim sinceri, nici noi, cei din presa sportivă sau pur și simplu fanii Simonei, nu și-au imaginat așa ceva în cariera ei, mai ales că mai degrabă ne gândeam la finalul carierei ei, pentru că, mă rog, a avut mai multe probleme peste care a reușit să treacă, dar mereu a spus că vrea să continue. Vrea să fie la un nivel foarte bun. Din păcate, odată cu acest anunț, lucrurile se complică foarte mult pentru Simona Halep. Ea voia să se pregătească pentru noul sezon din ianuarie, să facă o pregătire foarte bună, să revină în forță, cum zicea ea. Și în loc să se pregătească acum, trebuie să-și dovedească nevinovăția până la urmă. Exact, exact. Este o luptă foarte dură și o luptă care nu arată bine pentru Simona, pentru că ați văzut și dumneavoastră comunicatul, ați citit și cuvântul cheie de acolo este cuvântul trădată. Se simte trădată, asta înseamnă că trebuie să-și pună întrebări și cei apropiații, stafful în care a avut încredere oarbă, pentru că Simona, după cum a mai declarat după ce l-a angajat pe Patrick Muratoglu, a spus: am încredere în oarbă în acest antrenor și în echipa acestuia și sper ca împreună să putem să revenim în top 10 mondial, ceea ce s-a și întâmplat, și anii viitor să poată să luptă din nou pentru Grand Slam-uri. Nu știu dacă se referea la încrederea asta oarbă în staff și așa mai departe, însă cu siguranță că și stafful are o parte de vină în ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu cred că s-ar fi apucat Simona să ia o pastilă care nu există în România și care este interzisă. Este o substanță care nu se poate ingera accidental în mâncare. Tocmai asta voiam să mă întreb. Cum este posibil ca la un nivel la care este Simona, a fost și este în continuare Simona Halep, să facă o greșeală atât de mică care ar putea costa cariera? Până la urmă, Agenția Mondială Antidoping susține și are această politică. Sportivul este responsabil pentru ceea ce consumă. Deci, indiferent dacă un doctor i-a dat voit sau accidental medicamentul respectiv sau un medicament care conține substanța respectivă, roxadustatul, este și vina Simonei Halep. Cum e posibil? Nu știu, pentru că v-am spus, nu există medicamentul acesta în România. Deci în România nu a fost aprobat. Prin mâncare nu se poate ingera și nu pot decât să mă gândesc la un doctor foarte slab pregătit, dar în același timp nu putem să excludem nici faptul că a fost luat accidental dintr-un alt medicament în care să nu vadă că există substanța respectivă. A fost prescris un medicament de către un doctor care eventual din diferite motive nu și-a dat seama că conține și o doză mică de roxadustat, care a ieșit și pozitiv. Ar putea să fie sfârșitul carierei pentru Simona Halep, așa cum am văzut, de exemplu, în cazul Sharapovei? Din păcate ar putea să fie. Nu cred că trebuie să ne ferim. De ce? Pentru că roxadustatul este o substanță foarte puternică dopantă, chiar dacă are foarte multe efecte adverse, și nu degeaba Agenția Mondială Antidoping o pune în aceeași categorie cu eritropoietina. Eritropoietina era celebră în anii 90, în anii 2000 în ciclism, era unul dintre cele mai puternice substanțe dopante, tocmai pentru că avea capacitatea asta de a mări efortul.
mă rog, producea mai multe globule roșii care transportau mai ușor oxigenul în corp și atunci, evident, sportivul în momentele de oboseală se simte mai fresh. Poate să ducă mai mult. Nu știu dacă Simona Halep, și nu cred că Simona Halep avea nevoie de așa ceva de întoritoare fizice, pentru că ea mereu a fost punctul ei forte, partea fizică, partea de anduranță, de rezistență. În schimb, a avut alte probleme care nu se rezolvă cu roxadustat, adică dureri de spate, dureri articulare, dureri la genunchi. Avea aceste probleme care nu se rezolvau și cumva mi se pare ilogic că ea ar fi luat și nu cred, chiar nu cred, din câte am văzut și credeți-mă că am urmărit cariera Simonei de vreo în ultimii 10 ani cel puțin, nu cred că ea ar fi recurs la așa. Vom mai discuta evident despre ce se întâmplă cu această situație. Vă mulțumesc foarte frumos pentru această intervenție. Mergem mai departe. Weekendul vine cu noi restricții de circulație în capitală. 3 evenimente importante au loc în aceste zile în București, dar mergem chiar acum la colegul meu Cornel Chitucea, care știe ce se întâmplă așadar în aceste zile în București. Cornel, ești în direct, te ascultăm. Bine v-am regăsit, ne aflăm în Parcul Tineretului aici, unde se desfășoară unul dintre evenimentele care vor avea loc astăzi. Vorbim despre un eveniment care a adus din mai multe corturi ale țării foarte mulți pasionați de mașini. Pentru că sunt mașini din mai multe perioade, vorbim despre mașini care au fost construite chiar și în 1920, însă nu este singurul eveniment care va avea loc astăzi în capitala țării noastre. După cum știi foarte bine, va fi și un festival al berii, la care sunt așteptați foarte mulți pasionați de astfel de produse. Totodată vor fi organizate și mai multe marșuri efectuate de către femeile pasionate de moto, așa că vom vedea în centrul Bucureștiului mai multe persoane care vor conduce motociclete. În aceste momente, pasionații de mașini se bucură de expoziție foarte mult. Da, mulțumim Cornel foarte mult pentru aceste informații și precizări, așadar restricții în capital. Doamnelor, domnilor, final de Talk B1, noi ne revedem la Jurnalul Prânzului, toate cele bune!